fondurile europene consumate în România. Am fost codași la absorpția lor, acum se pare că ne-am desțelenit și din punctul de vedere al strategiilor, dar și al unei gândiri comune. Subiectul a fost discutat cu multe ocazii în emisiunile Agro TV. De multe ori au apărut soluții, de multe ori tensiuni între invitați. Oricum, ideea este că dacă ne ținem de planul actual, pe viitor putem depăși media europeană de absorpție. Alexandru Potor, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, a punctat în cadrul sintezei agrostrategice, coproducție realizată de Mădălina Neacșu, că România a reușit să recupereze sistematic decalajul față de media Uniunii Europene în ceea ce privește absorpția fondurilor europene, iar, pe termen lung, am putea depăși media europeană dacă va exista dialog interinstituțional și organizare la nivelul fermelor. Am reușit să recuperăm decalajele? Da, am recuperat decalaje și eu sunt foarte mândru de, hai să spunem, buna activitate a tuturor întregii echipe. România este, până din calculele pe care le-am făcut la luna mai, deci până în luna mai ceea ce am absorbit, cred că ne aflăm pe locul 2 la nivel european din EU28, inclusiv Marea Britanie. Am crescut foarte mult față de anul volum trecut. Absolut al absorbției. Suntem pe locul 7 la nivel european din perspectiva accelerării creșterii absorpției, dar suntem foarte aproape de locurile fruntașe, undeva am crescut într-un trimestru cu 3,4% rata absorpției față de perioada precedentă. Și absorpția nu este atât de importantă pentru că ea poate crea inegalități sociale. Absorpția este foarte importantă, dar într-adevăr, și o să vreau să mă refer la ce spuneți dumneavoastră, dacă nu creăm mecanismele pentru a avea absorpție, s-ar putea să, cum să spun, să nu putem rezolva problemele pe care le reclamă până la urmă sectorul agricol și de dezvoltare rurală, pentru că nu ai resursa financiară. Vis-a-vis de aspectul ăsta vreau să subliniez un anume lucru. În momentul de față, media europeană a absorpției este la 19%, undeva în jur de 19%, toate țările europene. România este undeva aproape de 15%, deci ne apropiem bine de media europeană. Sper să ne întâlnim cu o viitoare ocazie în care să vă pot anunța că ne-am apropiat și chiar să depășim media europeană. De asemenea, secretarul de stat a subliniat faptul că marea problemă cu care sectorul agricol din România se confruntă este lipsa unui echilibru în ceea ce privește alocarea plăților directe în cadrul politicii agricole comune, prin raportare la celelalte state membre ale Uniunii. Este nevoie de negocierea unor plăți directe mai echitabile, adică de o convergență a nivelului plăților între statele europene și în interiorul acestora, inclusiv prin redistribuire. Permanent, România a spus următorul lucru, că ne dorim să ajungem la o convergență a plăților directe. Pentru că ăsta este un lucru pe care, din păcate, noi nu-l avem. Avem un nivel al plăților relativ redus față de alte țări europene și cu fiecare ocazie pe care am avut-o și în Consiliul de Miniștri și în toate reuniunile cu experții DG Agri, am spus de la bun început, pentru noi este foarte important să ajungem, pentru fermierii noștri, să ajungem la același nivel echilibrat, undeva în media europeană cu plățile directe, pentru că altfel nu mai putem vorbi de o echivalență și o forță relativ egală pe piață. Una este să primești un sprijin direct pe suprafață de un anume quantum, cum se întâmplă, nu o să dau niciun exemplu concret de țară din vestul Europei, și alta este situația din România, care totuși încă nu a ajuns la această convergență. Deci ăsta este primul lucru pe care îl solicităm în orice discuție pe care o purtăm la nivel de Bruxelles.